sună cineva la ușă, ciudat, nimeni nu știe unde-i facilitatea. Agent, du-te tu să răspunzi, să ai și arme pregătite. Cred că spionul n-a găsit. Nu cred că e nevoie, dar bine. Cine este? Bună ziua, doresc să mă înjez. Știu despre așa zisele voastre servicii și aș dori să vă ajut. Păreți că aveți mare nevoie. Stați, sunteți... Numele meu este Dr. Catalis. Intrați. Am auzit despre serviciile voastre de clonare și cum plănuiți să îmbunătățiți YouTube-ul folosindu-se de biotehnologie. Și mă gândeam, de ce să nu dau o mână de ajutor? Sau poate chiar mai multe clonate? Stați să îmi întreb șeful. Stați chiar aici. Dacă vă mișcați, sunteți mort. Ați înțeles? Să trăiți, am înțeles! Numele, scopul și durata vizitei. Dr. Catalis, angajare, cât mă poftiți? Nu suntem interesați. Stați așa, domnule. Nu vreau să aud nimic. E evident că acest gogoman este spionul. Nu e el, sunt sigur. Nu e echipat cu nicio armă. L-am scanat. De unde știe el unde-i facilitatea atunci? Nimeni nu știe unde-i facilitatea. Site-ul vostru CloneVPN 2.0? Plus, am un mic argument pentru care aș vrea să fiu angajat. Îl cunosc pe Andu, m-a trădat când aveam vârstă de 5 ani de norocitos, așa că 1. Vreau răzbunare, 2. Vreau salariu. Vocea ta sună foarte familiar. E evident că ești de partea lor și acum te-ai dat de gol. Faptul că îl știi pe Andu înseamnă că el te-a trimis. Și stai așa, locația noastră apare pe site Cornel! Ce e șeful? Mă jucam Fortnite pe Nintendo de rezervă, adică nimic. 1. De unde ai chestia aia? Scapă de-a în momentul ăsta. 2. De ce e locația noastră pe site? Doar tu l-ai făcut. Cum? Eu nu am pus locația, de ce aș face asta? Cred că s-a strecurat, Wario și-a pus-o. Nenorocitul ăla face numai boacă în ultima vreme. Apropo, cine e ăsta? Mă numesc Dr. Catalis și sunt încântare cunoștință. Știu pe toată lumea de aici în afară de cine mi-a înschis-o și atunci voastră sunteți boss-ul, tu ești Andu Da Shadow. 1. Ăla-i numele meu vechi. Sunt Cornel acum. 2. De unde știi numele? Am metodele mele. Doresc un post aici de foarte mult timp. Umbră mi-a șoptit că aveți nevoie de un pic de ajutor, că o cam dați în bară destul de des. Și când zic destul de des, vreau să zic tot timpul. Bine, îți dăm o șansă. Am încredere în mâna mea dreaptă aici de față. Eu trebuia să fiu mâna ta dreaptă. Eu sunt prima clonă. Taci și pleacă în momentul ăsta de aici. Aruncă blestemata aia de consolă, că de nu o voi face eu. N-am timp de dificilul ăla. Așa cum spuneam, îți vom da o șansă. Perfect. Am înțeles și câteva întrebări, dar mai întâi am să vă rog să-mi prezentați această facilitate, cum îi spuneți voi. Agent, fă în tur tipului ăstuia. Și stai cu ochii tot timpul pe el. Tot nu am încredere în el, dar în tine am. Să ai armele la tine tot timpul, da? Da, domnule, am înțeles. Catalist. Ce mai nume? Mă întreb oare ce pune la cale. Nimeni nu vine așa de bună voie să se angajeze la mine. Surprinzător cu un joc care a tâmpit o întreagă generație, poate să fie atât de distractiv. Mai ales când tu mori. Vere, nici măcar nu ai nevoie de controlul. Controlezi jocul cu mintea, nu-i cinstit. Sunt mai bun ca orice om la orice activitate pe care ne dai. Odată ce atacăm dușmanii, trebuie să observezi și tu ce altceva mai am în arsenal. Tot slabești. Trebuie să-ți reamintesc mai mult că mai am nicovare în stoc? Nu te împisici, mai distras. E? 20 la 0, renunțat. Nu, trișezi. Joacă ca un om normal. Fac totul mai bine ca orice primată slabă. Doar creierul tău prăjit cu lanat pun de nimic nu poate să înțeleagă acest concept la nivel fundamental. Hei! Vă jucați Fortnite fără mine? Da, slabule, ești ultimul slab. Cum ați reinstalat Fortnite-ul? Poți să o integrez în orice calculator și să sparg orice parolă. Plus că pot tripla viza internetului conectându-mă la satelit. Tot procesul a luat aproximativ 60 de secunde, un minut. Oricum, s-a angajat cineva la noi. Un om. Zice că îl cheamă Catalis. Cum eu cunosc cea multe despre fiecare din ținte noastre, deoarece am câte un fragment din fiecare, puteți observa de unde vine numele meu acum, știu că acest nume a fost imaginat de unul din ei, aș zice chiar unul dintre cei mai slabi, dacă mi se permite,
Doresc să menționez de seama că acest individ sună suspect. Este periculos să-l ținem la noi în parc și te drag, contactez primata șefă acum. Avem un angajat nou? Să ascultăm ce zice tinicheluța aici de față. Ce ciudat, nu pot contacta pe nimeni. Oh my. Eroare de sistem, algoritmul de depanare nu va fi potnic. Oh nu. Am fost programat. Ce. Ai, scuzați-mă de confuzie. Zie, ignorați ce am spus în ultimele 5 minute? Aparent eram sub influența unui erot care, din fericire pentru mine și din păcate pentru voi, a fost rezolvată. Tratați tot ce am spus ca fiind fals. Deci, noul angajat e în regulă? În urma scanării agentului X și a hack-uitului meu, tipul ăsta pare să fie 100% de încredere. Well, tu știi mai bine, cum spui tu, Fragmento? Eu tot n-am încredere. Acum, ne jucăm Fornetos 3? Hell yeah! Și cam aceasta este facilitatea. Onorat că am șansa să lucrez aici. O întrebare, domnule agent. Să vă aud. V-am tot auzind vorbind despre codul albastru. Ce nume e chestia asta? Bine, am să vă spun, domnule Catalyst. Scuze, vă confund numele cu al lui Bull Dragon Hunter, una dintre țintele noastre. În fine, codul albastru este o programare dezvoltată de mine și de fratele meu. Eu am avut un frate care era om de știință și a terminat Universitatea de Științe în Paris. Apoi s-a mutat într-un sătuc în România, ca să aibă liniște cât lucra la proiectele sale. Din păcate, a murit de atac de inimă, iar eu i-am continuat experimentele, după ce m-a învățat tot ce știa și el. Până când m-a angajat bossul. Codul albastru nu e doar un program, limbaj de programare sau sistem de operare, ci este viu. Este însuși codul sursă al tuturor clonelor, umbrelor și al androizilor. Acesta le dă viață. Nu doar ca inteligență artificială, ci genetic vorbind, experimentele noastre sunt animate și aduse la viață. Fascinant! Și eu sunt pasionat de biologie. Mă întrebam cum ați reușit să clonați oameni, deoarece să clonați oameni cu personalitate deja programată în ei, deoarece acest fenomen este considerat imposibil din punct de vedere științific în momentul actual. Acest cod albastru ar fi cea mai mare realizare în domeniul informaticii, cât și al neurobiologiei. Așa și este! Fratele meu era un geniu. Bine, era cel puțin. Îmi pare foarte rău pentru el, dar din fericire ne-a lăsat destule experimente cât să-i continuăm munca, nu-i așa? M-am asigurat eu de asta. Nu voi permite ca munca fratelui meu să fie distrusă niciodată. Nu vă supărați. Nu vă supărați dumneavoastră cine sunteți? Sunt agentul X, parcă am mai spus asta. Nu, numele real, mă refer. Păi cum adică? Așa mă cheamă. Nu am alt nume. Nu cream că este posibil să ai un nume de cod în buletin. Ce nume de cod? Nu-i niciun nume de cod. Agentul e numele de familie, X este prenumele. Bine! Vă spun, domnule, e de încredere. I-am dat propria cameră, bineînțeles, supravegheată. Și nu a făcut nimic bizar până acum. De când a ajuns aici, Fragmentul a avut 3 erori. 3! Plus, am mai găsit încă o cameră pornită, pe care nu eu am pornit-o. Am pornit-o eu să-l supraveghez. Haideți, domnule, nu mai fiți paranoic. În fine, merg să verific clonele. Eu mă duc să trag un pui de somn bine meritat. Ce se? Cum ați aflat parola? Cum ați reinstalat jocul ăla de netoți? Oh, veți avea mari probleme. E doar finalul Fragmento, șef. El n-a păcălit să ne jucăm. Voi v-ați rugat de mine să trec peste ordinele șefului și să spar parola copilului și să reinstalez porcăria de Fortnite. Am dobit pe camere, domnule. Minte, sunt editate.